Și ei sunt ca niște dobitoace fără minte. Ce înseamnă asta? Ei fac ce simt. Ei fac ce simt, da? Ei nu raționează, ei nu judecă, ei nu consultă cuvântul lui Dumnezeu. Ei vin și spun, frate, mi-a spus Duhul meu. Dacă ți-a spus Duhul tău că e ok să nu-l disciplinăm pe fratele ăla prins în curvie, ai Duhul dracului, nu Duhul tău, frate, mi-a spus Duhul meu. Bine, dar mie mi-a spus cuvântul Domnului că asta e procedura. Frate, da? Deci aceiași oameni care, zice Iuda, sunt niște animale, sunt dobitoace, n-au potențialul de a raționa. Câinele e foame și merge și caută de mâncare. Nu contează că e plin de rahat pe acolo. El merge și caută de mâncare. Da? De ce? Pentru că e un animal. Nu are rațiunea umană ca să judece lucrurile. Și Iuda spune, oamenii aceștia sunt de asemenea. Ei nu judecă duhovnicește, își bat joc de lucrurile duhovnicești și judecă firesc și învață firesc și trăiesc firesc.